Absolvenții promoției 2016 care doresc sprijin pentru găsirea unui loc de muncă se pot înregistra la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Giurgiu. După înregistrare, absolvenții au parte gratuit de informare, orientare și consiliere profesională pentru găsirea unui loc de muncă, de programe de formare profesională în meserii căutate pe piața muncii, dar și de drepturi de protecție socială. Mai precis, dacă sunt în evidențele AJOFM, tinerii care nu se angajează în 2 luni de la absolvire și nici nu se înscriu la o nouă formă de învățământ, primesc timp de 6 luni indemnizație de șomaj în valoare de 250 de lei. În vederea stabilirii dreptului la indemnizație de șomaj, absolvenții diferitelor forme de învățământ din promoția acestui an, care domiciliază în județul Giurgiu, trebuie să se prezinte la sediul AJOFM Giurgiu, în termenul legal, pentru a fi înregistrați ca persoane căutarea unui loc de muncă. Termenul de 60 de zile de la data de absolvire este termen de decătere din drepturi, respectiv, dacă absolvenții nu se prezintă în acest interval de 60 de zile de la absolvire, ei au dreptul să se înregistreze ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă și să beneficieze de serviciile oferite de agenție, dar nu vor mai avea dreptul să beneficieze și de indemnizație de șomaj. Pentru a se înregistra în baza de date a AJOFM Giurgiu, tinerii trebuie să prezinte cartea de identitate, act de studii sau adeverință în original și copie, certificat de naștere în original și copie, certificat de căsătorie dacă este cazul, adeverință medicală cu mențiunea apt pentru muncă, adeverință eliberată de administrația financiară din care să rezulte venitul realizat.